Bună, dragi prieteni! Am comandat și eu pentru prima dată la Temu. Pe data de 27 aprilie am dat comanda și pe 3 mai, în Vinerea Mare, mi-a venit coletul. Am luat lucruri preponderent pentru mașină, accesorii pentru mașină și patru perechi de papuci care mi-au plăcut mie foarte mult. Pentru mine și pentru mama mea am luat papuci. Valoarea comenzii pe Temu a fost de 366,96 de lei. În total, aceștia sunt papucii. Prima pereche, 10,16 bani. Perechea de papuci. Aceasta este cea de-a doua pereche de papuci. Sunt foarte ușori și foarte comozi. Moi, așa. Chiar dacă sunt de cauciuc, este un cauciuc moale. Și se potrivește mărimea la picior. O să pun poze la sfârșitul videoclipului. Și cu ce am reușit să montez aici, este pentru scaunul șoferului. O protecție de scaun cu fel și fel de buzunorașe, de pus sticluțe, jucării. Aici este un parasolar pentru mașină, pentru bordul mașinii. Da. Dacă tot am luat o mașină nouă, am zis să încerc să o protejez cât mai mult, cât de mult pot. Și am la fel și fel de chestii utile. Aici nu-mi dădeam eu seama cum poate fi un parasolar atât de mic pentru mașină, dar m-am uitat mai bine și era imens, de fapt. Este imens. O să pun prețurile la fiecare produs. Aici este a treia pereche de papuci. Sunt mai fancy, trendy, cool. Cu o fundiță și aceștia sunt foarte ușori și foarte comozi. Aici sunt husele pentru mașină, pentru scaunele mașinii. Am luat complet negre husele. Am să le spăl înainte și le norez foarte bine. Materialul este ok, sunt subțirele, nu sunt groase. Sper să se și potrivească, că sunt huse universale pentru, așa scria, huse universale. Materialul pare că se întinde destul de mult. Să vedem acum dacă se și potrivesc. Astea au fost 174 de lei. Aici pentru bancheta din spatea mașinii. E bun materialul în mare. Am zis să protejez cât de mult pot scaunele. Și aici este cea de-a patra pereche de papuci. Mi-a plăcut modelul acesta.
Aici am luat o lavetă pentru mașină, să o șterg după ce o spăl. Și geamurile și este un material finuț. Aici este o husă de volan de cârpă, mai, un pic mai rezistent așa. Mi-a plăcut foarte mult, e pe negru și cu floricele. Foarte, foarte frumoasă, de-abia aștept să o pun. Este de cârpă, de material. Aici am luat o lavetă tip mănușă, tot pentru ștersul prafului din mașină. Foarte finuță. Aici este un fel de sertărașă de depozitare pentru portbagajul mașinii, care se pun pe tetierele din spate, se pune de tetierele din spate și vine pe spatele scaunelor din spate de mașinii. În portbagaj să-mi pun accesoriile, ce am pe acolo, trusa de prim ajutor, peria, fel și fel de lucrușoare, să nu stea împrăștiate prin portbagaj mașinii. Și aici este un arici care se prinde de scaunele din spate, să stea fixat pe scaune, să nu se plimbe. Aici este alt accesoriu pentru portbagaj, tot pe arici, care se prinde de lateralul portbagajului. Tot așa să pun lucrușoarele. Îmi place să mi se plimbe prin portbagaj. Să troncăne și să bocăne în timp ce conduc. Este foarte ok și acesta, tot cu arici. Și în stânga și în dreapta. Aici am luat 30 de pastiluțe de dizolvat în apă distilată pentru mașină, pentru rezervorul de lichid de parbriz. Pur și simplu le dizolv în apă distilată și sunt pe culoare albastru. Aici este o pălnie de silicon. Să-mi pun lichidul de parbriz în recipient acolo. Prin ea. Foarte moale. Adică e ok. Destul de ok. Aici mai este o protecție pentru celălalt scaun din dreapta șoferului. Cheamă o fetiță mică și o mai pune picioarele pe scaune. Și este o protecție pentru spatele scaunului, care se pune pe scaun. O iau, se șterge bine cu laveta umedă, se șterg urmele de noroi și de praf. Aici este periuța renumită pentru praf. Mă așteptam să fie mai mare, dar e mititică. Pentru praf, pe care, bineînțeles, că a luat-o fetița mea și n-a vrut să mai mi-o dea înapoi. A zis că vrea să picteze cu ea și am lăsat-o. Aici este un suport de pus sus la protecția de soare al șoferului, să-mi pun ochelarii de soare sau ochelarii de vedere. O să pun poze cu ea. E foarte strălucitoare. Și aici este o husă de volan. Cea de-a doua am luat-o pentru mama mea.
să-i o dau cadou acum de Paște, protecție pentru volan. Îmi plac astea de material de cârpă pentru că iarna nu-ți îngheață mâna pe volan, vara nu îți arde mâna. Ce, acesta din material. Am luat un ațipilt foarte, foarte super pe care o să-l lipesc pe oglinda retrovizoare din interior. Trust in God. Crede în Dumnezeu. Aici am luat parasolare pentru spate, pentru geamurile din spatele mașinii să nu bată soarele când merge la drum lung. Fetița mea nu prea suportă să-i bată soarele în ochi. Și cam atât. Asta a fost toată comanda de 366,96 lei. Sper că v-a plăcut. Foarte frumos ațipildul ăsta, mi-a plăcut foarte mult. Și aici sunt pozele.